Dacă v-ați făcut de curând ordine prin dulapuri și ați constatat că aveți o grămadă de haine care nu le mai purtați, fie pentru că au rămas mici, fie că v-ați plictisit de ele, nu le aruncați. Acestea pot ajunge la mai mulți bătrâni din căminele din județ, dar și la copiii proveniți din familii cu o situație materială precară. Organizația de pensionari ai filialei PSD din Drobeta Turnul Severin a dat startul unei colecte pentru a sări în sprijinul celor care au nevoie de o mână de ajutor. Organizația de pensionari din drobeta Turnul Severin, întotdeauna, în fiecare an, și de Paști, și primăvara, și toamna, face o coletă de haine pentru a merge cu ele la uh, Caminul de Pătrâni. Noi ne-am dus la Gura Văi, căminul de bolnav de, la, de psihiatrie, ne-am dus la Ilovăț, la Cireșu și poate ne ducem și la Cușmir în partea câmpului. Acum să vedem, noi rugăm toți oamenii din Drobeta, nu se venim, toți pensionarii și nu numai pensionarii, să vină și să aducă haine câte pot și nu numai haine, lenjerii, plăpumi, jucării de copii, carte, deci noi primim tot aici ca să putem și noi să distribuim în continuare. Oamenii de bine deja au început să aducă îmbrăcăminte. Pe holul de la sediul pensionarilor severineni, sacii se înmulțesc. Au început să se strângă. Pentru că nu sunt decât de 2-3 zile, a fost și vremea foarte urâtă, foarte rea, și oamenii în vârstă le e mai greu să vină cu transportul în comun, să aducă saci de materie. Dar îi rugăm, poate au posibilitate să vină cât mai repede. Practic, ce nu mai folosesc, pot să aduc aici? Sigur că da, tot ceea ce nu folosesc, mai debarasează uh, casa acum de iarnă și poate să le aducă. Că aici sunt oameni bolnavi, oameni cu uh, cu greutăți. Severinenii care vor să aducă îmbrăcăminte și încălțăminte de care nu mai au nevoie pot veni la sediul de pe strada Traian, colț cu smârdan, până pe 25 octombrie. O zi mai târziu, de Sfântul Dumitru, pachetele vor fi împărțite persoanelor defavorizate.